primul subiect la care vreau să facem referire este migrația medicilor. Noi având la Târgu Mureș și un UMF destul de bine cotat la nivel național, vedem chestiunea asta poate un pic mai puțin prin prisma faptului că totuși rămân tineri în sistem, în zona județului Mureș, din cauza faptului că, sau nu, datorită faptului că au terminat la UMFST, deci fiind aici, începând să se cunoască cu corpul medical, începând să se cunoască cu profesorii și așa mai departe, o parte dintre ei rămân lipiți de sistemul din județul Mureș. În schimb, exact cum ai remarcat și la subiectul anterior, corpul mare de absolvenți ai UMF-ului dispar pur și simplu din județul Mureș. Unii se întorc acasă în județele lor natale, alții iau drumul spre afară. Tu cum vezi discuția asta cu migrația medicilor și cam în care etapă se află Târgu Mureș, Mureș, România? Ce pot să spun e că într-adevăr există o migrație a medicilor, dar nu știu cât e, în ce măsură în interiorul țării. Adică după ăștia 3 ani în care am avut COVID, am avut o grămadă de angajări în sistemul de sănătate, cam toate spitalele sunt la 90% locuri ocupate. Cam toate. Bineînțeles, sunt specialități deficitare, dar la nivel de sistem cam sunt acoperite nivoile. Avem o problemă pe partea de medicină de familie, unde într-adevăr corpul îmbătrânit, așa asta vine din istorie, undeva în 2008-2009, când practic au dispărut locurile de rezidențiat pentru medicina de familie și câțiva ani nu prea au fost. Și evident acum plătim și decontăm perioada respectivă că nu avem de unde să avem specialiști și corpul medicilor de familie e un ușor îmbătrânit. În schimb, avem o migrație, nu migrație, nici măcar nu poți să zici că este migrație, este pur și simplu necesitate. Avem un exod al absolvenților de medicină care după ce termină rezidențiatul nu își găsesc loc în sistem. Și vorbim de mii de medici tineri specialiști care pleacă în străinătate. Ceea ce, într-un fel, e bine, că, normal, dacă nu poți să lucrezi aici undeva, trebuie să mergi să lucrezi, dar, pe de altă parte, avem un consum enorm de resurse în educarea lor. Adică noi, în momentul ăsta, avem 6.000 de tineri la rezidențiat și cum ar fi ca în fiecare an toți să-și găsească joburi în sistemul de sănătate. A, ziceam de... migrație, că e, de fapt, un exod, pentru că nu au unde să intre în sistem. Da, asta e o problemă și doua e că noi și consumăm o grămadă de resurse ca să educăm, să-i formăm, adică taxe, deconturi, infrastructură, consumuri, inclusiv în spitalele unde și rezidenți și studenții se formează și costuri pe care nu neapărat le amortizăm odată ce medicii respectiv pleacă. Și ce mai se mai întâmplă e că infrastructura de educație nu a crescut. Oricum, singurul spital, adică singura universitate care își construiește spital este UMF Târgu Mureș. UMFST acum, scuză-mă. UMFST Târgu Mureș e singura care își construiește spital, în rest nimeni. Deci, practic, noi avem infrastructură care era pentru probabil 25% din numărul total de studenți construită și pe care o folosim ca să educăm acum cu 300% mai mult. Adică e foarte, foarte mult și vezi, scade și calitatea până la urmă, că dacă nu ai loc și n-ai unde și n-ai spații adecvate, automat nici n-ai cum să înveți să fii bun. Adică avem mai multe dezavantaje și inclusiv cei care rămân, din păcate, se trezesc în situația că îs mai puțin bine pregătiți decât erau acum 20 de ani tinerii. Pentru că pur și simplu asta se întâmplă, dacă e înghesuială mare, n-ai cum, n-ai ce să faci. Mihai, nu ar fi mai simplu să se convertească unele spitale în spitale universitare, având în vedere și faptul că, adică subiectul pe care am discutat acum câteva minute, și anume că foarte multe spitale se confruntă cu o scădere a numărului de cazuri tratate, deci sunt într-o oarecare dificultate în a-și plăti propriile cheltuieli. N-ar fi o idee să se convertească în
spitale universitare sau faptul că în orașele mari, unde sunt și universitățile puternice, sistemul nu e atât de problematic din punct de vedere al finanțării, de fapt n-a rezolvat nimic ca transformarea unor spitale. Problemele sunt și în orașele mari, adică nu are nicio legătură faptul că spitalul se află într-un oraș universitar, medical sau nu. Bineînțeles că e o soluție, dar nu știu în ce măsură universitățile ar avea putere financiară să susțină mai bine decât un consiliu județean. Adică, ok, eu nu zic că probabil UMFST, UMF Carol Davila, probabil că au bani, dar nu cred, adică îmi vine greu să cred că au atât de mult buget încât să susțină și practic să subvenționeze activitatea spitalelor. Îmi vine foarte greu a crede treaba asta. Altfel, bineînțeles că e o soluție. Oricine are putere financiară să susțină, să facă, să preia. Dar, sincer, cred că dacă aveau puterea asta financiară, o făceau. Bun, nu m-am gândit nici eu să preia în totalitate toate cheltuielile. Mă gândeam la cumva să existe o cofinanțare anumită, secții, cazuri, nu știu. Întreb, nu sunt specialist. Mi se pare că e un subiect care ar putea, din punctul meu de vedere, ar fi o idee foarte bună, așa ca idee să financeze, dar nu îi oprește nimeni să facă asta nici până acum. Doar că nu se întâmplă. Deci, din punct de vedere practic, în spitalele universitare, universitatea, cu acordul, ordonatorul de credite, poate să facă practic orice, să vină cu orice finanțare, cu orice proiect, să implementeze la nivel de spital. Nu văd să fie deficiențe din punct de vedere legal. Dar întrebarea, de ce nu fac? Dacă ar vrea să facă. Da. Dar nu cred, nu cred că vor să fac. Asta e. Am înțeles. Știre, reportaj, opinie, exclusivitate, punctul.ro